Mișcarea social-democratică naște curente sociale democratice, da, și teroriste. În fruntea acestor mișcări apare tineretul instruit, în special reprezentanți ai poporului lui Avram, Isaac și Iacov, pentru care cultul studiilor pentru copii devenise prioritar. Reformele țarului Alexandru al II-lea liberalizează deplasarea evreilor în spațiul social rus. Democrația și liberalismul nasc curente teroriste, care afirmă că monarhia este cauza inegalității în societatea rusă, ceea ce a cauzat asasinarea țarului Alexandru al III-lea. Cu aceasta începe o luptă acerbă între monarhie și curentele pretins democratice. În Rusia apar un șir de grupări anarhiste, mișcări pretinse social-democratice, care au ca scop lichidarea monarhiei ca formă de guvernare a Rusiei. Timp de 20 de ani, viața publică și socială a Rusiei cade în mrejile luptei revoluționare. Activismul politic în această perioadă este menținut de tineri revoluționari care descind din populația iudaică a Rusiei. Către începutul secolului 20, Rusia capătă o imagine de stat antisemit. Guvernul Rusiei, prin acțiunile Ministerului de Interne, a inițiat o ofensivă de amploare asupra mișcărilor social-democratice, grupurilor de tineri inteligenți cu carte care aveau ca scop reformarea monarhiei, crearea condițiilor de dezvoltare modernă a societății, de susținerea transformărilor social-progresiste. În fruntea acestor mișcări se aflau cu precădere tineri școliți, în mare parte reprezentanți ai poporului lui Avram, Isaac și Iacov. De altfel, anume în familiile de evrei devenise o cutumă de a asigura copiilor studii superioare. Studiile bune se făceau în Europa, și anume la Paris, Berlin, Viena, Praga, Budapesta. Tinerii europeni, uniți în comunități universitare, capabili și deținători de instrumente de apreciere a evoluțiilor sociale sub aspect comparativ, retrospectiv și de perspectivă, influențați de efectele pozitive ale transformării feudalismului în societatea burgheză, i-a motivat și pe tinerii din Imperiul Rus, dar în special pe cei de obârșie iudaică, să devină exponenți ai noilor transformări, a evoluției Rusiei spre civilizația europeană. În situația creată, era de așteptat ca societatea ortodoxă, stabilită pe parcursul unui mileniu, să se opună noului și să se impună cu acțiuni represive. Acest conflict, existent de secole și milenii, nu putea să dispară în secolul XIX. Și această luptă acerbă între nou și vechi luase amploare și devenise și mai acută la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului 20. Promotori ai noului erau reprezentanții generației tinere, școliți cu un alt grad de inteligență și cultură, dar și de conștientizarea evoluțiilor sociale. Conștienți că doar prin noi forme de gestionare a treburilor sociale este posibil să asigure un trai mai bun pentru majoritatea populației și nu doar pentru cei care de-a lungul istoriei și-au creat mituri că anume ei sunt aleși de Dumnezeu pentru a conduce și pentru a trăi bine, iar ceilalți sunt sortiți să fie supuși, vasali, slugi. De altfel, creând omenirea, Domnul Dumnezeul nostru plătește în fața Domnului, poporului lui Avram, Isaac și Iacov, a poruncit să se asigure principii egale de existență, de dezvoltare pentru fiecare om, indiferent de naționalitate, rasă, culoare, așa că oamenii să fie egali în fața Domnului Dumnezeului nostru. Aceasta a fost porunca Domnului față de Avram, Isaac și Iacov și poporul lor. Dar evoluția istorică a demonstrat că poporul evreu a încălcat această poruncă a Domnului Dumnezeului nostru. Activismul politico-social a cercurilor tineretului democratic, care avea scopuri nobile de a schimba orânduirea seculară a monarhiei ruse, a generat în Cancelaria Imperială diverse scenarii pentru a înăbuși această mișcare și în special pentru a pedepsi pe reprezentanții poporului evreu. Totul a început de la o legendă publicată în ziarul antisemit, editat în limba rusă, Basarabeț. Acest ziar răspândea zvonul că în februarie 1903, un copil creștin de origine ucraineană, Mihail Rbacenko, a fost omorât de evrei pentru că aceștia să-i folosească sângele pentru pâinea de Paște. Crușevan îl invită la Chișinău pe militantul antisemit Cuza din Iași ca să țină conferințe împotriva evreilor și să provoace astfel pogromuri evreiești. O delegație de evrei este primită de mitropolitul Iacov Riatnitski,
care nu a luat apărarea evreilor, ci dimpotrivă a declarat că nu poate dezminți faptul că în rândul iudeilor ar exista secta hasidimilor, care obișnuiește să bea în taină sânge de creștin în scopuri rituale. Pe ulițele orașului Chișinău au apărut bande care strigau în limba rusă moartea judovilor. Aici este important să accentuăm că populația băștinașă, românii basrabeni, nici nu știau bine limba rusă, fapt ce confirmă că bandele de mercenari au fost importate din sudul Rusiei, Odessa, Nicolaev, Herson. Ei răspândeau manifeste care, scrise în limba rusă, zvoneau că în cinstea sărbătorii de Paști, țarul Nicolae al II-lea personal ar fi acceptat asasinarea evreilor. La 6 aprilie 1903, după calendarul Iulian, sau la 19 aprilie după cel Gregorian, începe o perioadă tragică a poporului evreiesc în secolul 20, cu pogromul sângeros din Chișinău, de altfel precedat în 1900 de pogromul de la Vilno. În ajunul sărbătorii Pesach, David Blondes este judecat pentru tentativa de omor a unei femei catolice cu scopul de a obține chipurile sânge creștin pentru a fi folosit la coptul azimei. Guvernul țarist avea o politică duplicitară față de evrei. Deosebit de dure au fost contrareformele promovate de Alexandru al III-lea, care, conform dezvăluirilor făcute de Solzhenitsyn, din 1887 și-a orientat politica spre a stăvăli evreimea rusească pentru marginalizarea în drepturi civile și politice și a promovat această politică până la moartea sa.